Nu este frustrant să vezi cum în ciuda faptului că mănânci sănătos și faci sport, cântarul abia se mișcă, în timp ce partenerul tău renunță la câteva alimente și reușește să slăbească într-o săptămână cât reușești tu într-o lună? Iată motivele din spatele acestei diferențe. 1. Femeile produc mai mult estrogen, un hormon care influențează modul în care grăsimea este stocată în corp. Estrogenul determină depozitarea grăsimii în zone precum șoldurile, coapsele și sânii, ceea ce face ca femeile să aibă o proporție mai mare de grăsime corporală, mai greu de eliminat. 2. Biologic, femeile au nevoie de o rezervă suplimentară de grăsime pentru a susține sarcina și alăptarea. Această grăsime suplimentară servește ca sursă de energie în timpul sarcinii și alăptării, oferind suport nutritiv pentru creșterea și dezvoltarea copilului. Această necesitate biologică face procesul de slăbire mai lent la femei. 3. Metabolismul bazal, adică energia pe care organismul o folosește în stare de repaus, diferă între sexe. Bărbații au în general o masă musculară mai mare decât femeile, iar mușchii ard mai multe calorii decât țesutul adipos. Astfel, bărbații consumă mai multe calorii în repaus, facilitând un proces de slăbire mai rapid. 4. Testosteronul, hormonul predominal la bărbați, promovează creșterea musculară și arderea grăsimilor. Acest lucru contribuie la diferențele în compoziția corporală și la capacitatea mai rapidă a bărbaților de a pierde în greutate comparativ cu femeile.